Fără Marina Tauber la alegerile locale generale pentru funcția de primar al municipiului Bălți, Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Municipale Bălți a refuzat să-i elibereze listele de subscripție. Decizia de refuz în calitate de candidat independent la funcția de primar a fost luată în lipsa acesteia. A fost anunțată astăzi, conform procedurii și legii, ca doamna Tauber să se prezinte la orele 14 pentru a-i fi înmânat rezultatul examinării cererii, adică răspunsul la cererea dumneiei. Am așteptat, am încercat să facem legătura, însă dumneiei nu s-a prezentat până la momentul actual. Potrivit Comisiei Electorale de Circumscripție Bălți, decizia este în conformitate cu legislația Republicii Moldova. La baza deciziei este codul electoral, legea Republicii Moldova și totodată este hotărârea Curții Constituționale. Dumneiei este deputat în Parlamentul Republicii Moldova și, desigur, ea deja, partidul este interzis și nu poate să participe la funcție electivă. Noi trăim într-un stat democrat și noi respectăm drepturile cetățenilor și în cerere dumneiei i-am scris, deoarece ea are dreptul să contesteze decizia dată în decursul a 30 de zile în temeiul legii 116 din 2018. În timp ce unii bălțeni spun că decizia este corectă, alții o consideră ilegală. De ce ei отказали? Ну народ должен выбирать. Очень плохо. Мы все пенсионеры за неё. Все. Потому что она понимает, что такое жизнь, понимает, как пенсионеру тяжело жить и всё на свете. Foarte bine. Bravo, bravo. Deci dacă botox nu ne trebuie la conducere. Din 2009 încoace și luăm în considerație ce s-a întâmplat în țară, de nu mai cred nici într-un politician. Amintim că ieri Marina Tauber a depus actele pentru a fi înregistrată în calitate de candidat independent, chiar dacă, conform prevederilor codului electoral, dar și deciziei Curții Constituționale, toate persoanele care au avut funcție executivă sau electivă în partidul Șor nu pot candida la alegeri timp de 5 ani.